Până acum noi nu am primit niciun răspuns din autoritățile turce, dar pot să spun prima dată astăzi că în afară de Turcia, Procuratura Generală a expediat cererea de extradare posibilă domnului Plahotniuc și din Republica Kipr și din Arabia Saudită. Până acum avem numai răspunsul din Arabia Saudită că domnul Plahotniuc nu a traversat hotarele Arabiei Saudite. Suntem în așteptare.